Urmează Peter Borta, director executiv Fundația Post Privatizare. O să rog pe Peter să vină în față. O să vorbească despre un subiect foarte interesant, fondurile structurale, și o să ne spună care este mitul și adevărul legat de aceste fonduri. Peter? Mulțumesc frumos, bună dimineața, și pare bine să fiu din nou la Târgu Mureș. Deși țin să menționez că am locuit 2 ani aici și am făcut tot project management, mai că am făcut-o pentru Smurt. Așa că e o plăcere să fiu din nou aici și să fiu și partener alături de JCI. În momentul în care mi s-a propus să devenim partener pentru acest eveniment, Laszlo m-a întrebat despre ce anume aș vrea să vorbesc. Inițial mă gândisem, în contextul în care ne aflăm, aș refuza să-i spun criză, să spun cum putem construi un business sustenabil, cum putem vorbi și scăpa de tirania lui sau și să vorbim despre construcția lui și. Adică să putem vorbi despre profit și responsabilitate și nu să avem de ales între profit sau responsabilitate. Și nu știam unde anume să mă plasez. Drept urmare, am zis că am să abordez un mix și am să vorbesc și de fondurile structurale, am să vorbesc și despre modul în care putem construi un business profitabil într-un mod responsabil. Subtitlul prezentării mele vi s-ar părea ciudat, dar vreau să vă spun de la început că atragerea fondurilor structurale vă costă bani. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dacă cineva crede că ea o să primească bani gratis, va fi fals. Și poate să vă demonstreze chiar domnul de la Pegas, care tocmai v-a spus cât costă consultanța. Ce sunt fondurile structurale? Cred că toată lumea știe. Sunt niște instrumente create de Comisia Europeană, având drept scop reducerea discrepanțelor regionale. Aici vorbim nu numai de România, ci între zonele din Europa. Pentru asta au creat o serie de instrumente care au și câteva denumiri ciudate. Să te gândești la FDR, la FSE și alte terminologii de genul acesta sună complicat, dar nu este. N-am să intru în detaliu în fiecare instrument în parte, pentru că nu cred că are sens. Aș vrea să vorbesc mai mult despre, să spunem așa, neclaritățile și ambiguitățile care țin de aceste instrumente. Și aș spune de ce e bine să luați în calcul, pentru business-ul pe care îl aveți, apelarea la un asemenea instrument. Una la mână, sunt nerambursabile. Adică luați o sumă de bani pe care nu trebuie să o dați înapoi. Ceea ce sună bine și chiar vă încurajez să o faceți. Ce vă mai ajută și de ce v-aș încuraja să apelați? Din punct de vedere al rigurozității instrumentelor și a documentației pe care trebuie să o realizați, să o întocmiți, vă creează o anumită disciplină. Atât din punct de vedere al business-ului, modul în care organizați business-ul și modul în care gândiți proiectul de investiții. Pe de altă parte, nu trebuie să utilizați resursele proprii din cadrul firmei, și aici mă refer alocarea 100% din profitul pe care îl aveți pentru investițiile mari pe care le vizați. Asta nu înseamnă că nu trebuie să utilizați resursele financiare la început pentru demararea proiectului, dar în mare parte puteți dezvolta proiectele de investiții foarte bine cu banii nerambursabili pe care sper să-i câștigați. Nu trebuie să apelați la credite pe termen lung și asta mă refer la partea de dezvoltarea întregului proiect și nu la partea de prefinanțare, la care, din păcate, tot vă dezamăgesc, dar va trebui să apelați la un credit. Și pe de altă parte, și nu în ultimul rând, aveți o oarecare independență financiară. De ce? Pentru că primiți niște bani, resursele pe care le aveți proprii le puteți direcționa în altă parte, astfel încât să construiți un business. De ce aș spune și contra acestor instrumente? În primul rând, aș spune timpul. Durează foarte mult până să le accesați. Instrumentele structurale sau fondurile structurale sunt ca fata Morgana în deșert. Mergi, vezi lacul, ajungi, dar până la urmă nu știi dacă e real sau nu. Este exact același lucru, aș permite să-mi spun. Pe de altă parte, dacă...